Atunci o femeie îndrăsni: Maestre, vorbește-ne despre durere. Și el începu: Prin durere se sparge cochilia care va acopere judecata. Precum sâmburele fructului trebuie să se crape, ca astfel miezul de taină să se poată dărui soarelui, așa trebuie să vă cunoașteți durerea. Și numai așa veți izbuti să vă păstrați inima în înflorirea miracolului zilnic al vieții. Numai așa durerea nu vă va părea mai puțin miraculoasă decât bucuria. Iar voi veți accepta vârstele inimii precum întotdeauna ați acceptat anotimpurile trecând peste câmpiile voastre și veți veghea cu seninătate de-a lungul tristeții iernilor voastre. O mare parte din durere voi înși vă v-ați ales-o. Ea este doctoria amară cu ajutorul căreia neștiutul vraci din fiecare din voi tămăduiește euul bolnav. Mărturisiți-vă așadar acestuia și sorbiți-l leacul în tăcere și liniște, fiindcă mâna-i, cu toate că grea și dură, este condusă de mâna binevoitoare a celui nevăzut, iar cupa pe care vă oferă, chiar dacă vă arde buzele, a fost modelată din lutul pe care olarul l-a muiat cu propriile sfinte lacrimi.